La sfârșit dăm cuvântul lui domnul de la Ghet. Și cu ăla sunt parteneri, că apar în toate imagini. Nu. Venim cu o premieră care este așteptată de foarte mulți fani sau chiar de sportivi la nivel internațional și în România. În primul rând vreau să salut prezența unui partener care ajută foarte mult promoția OSS din momentul acesta. E vorba de GhetzBet, care a și partener o firmă de pariuri din România care a înțeles importanța conceptului care prezentăm astăzi la Constanța și tocmai de aceea am venit de la București cu toții ca să facem acest moment să devină oarecum istoric, pentru că România, în urmă cu câțiva ani de zile, ajunsese să fie poate mai importantă decât în fotbal la nivel de sporturi prin acele gale care au fost admise la nivel global în peste 5 continente la 100 de țări pe mapa mond. Cu OSS Fighters ca echipă vom reactiva această emoție în care îmi doresc să demonstrăm că există povești. În primul rând, asta este cel mai important. Faptul că sunt oameni care au motivația să ajungă la nivel global. Și asta o facem așa, că vă spun și care este soluția tehnică și financiară. Pe de o parte, România, OSS Fighters vor avea un număr de evenimente locale transmise la televiziune și România și afară, în care noi sprijinim ca să ducă mai departe sportivi din diverse categorii la nivel global, ca să existe de la emoția, de la cei ușor până la grea, deci să nu fie doar pentru grei. Pe de altă parte, la nivel global, pe categoria grea, eu ca Super Combat Global, prin compania din Londra, care acum este un brand internațional, licențiez promoția OSS Fighters ca reprezentant Super Combat România. O să avem și un președinte surpriză în curând, o să anunțăm cine este președintele Super Combat România în relația cu OSS. O să fie un nume foarte mare din sportivii de la Super Combat Local Combat, care să ducă mai departe această emoție ca sportiv în relația cu organizarea acestor gale. Și atunci, vă dau un exemplu concret, dacă un sportiv de la Alex Filip de la Constanța are un contract de 3 gale pe an în România, mai primește încă 2-3 gale și afară și atunci nu mai are această incertitudine de unde aduce banii pe masă acasă, familie sau să-și menține cariera sportivă. Ei, dar acum vine partea și așa de pe tort. Aceste filme am convins producătorii de la Hollywood să ne asigure un număr de burse de actorie în cadrul acestor filme în care să semnăm anumit sportiv pentru filme. Și mă refer aici, uite, primul exemplu este Alex Filip, ca să facă o chestie concretă cu un veteran din Super Combat. Îi ofer astăzi oficial în fața dumneavoastră o provocare să apară într-un rol în filmul care va fi lansat în curând ca preproducție în România. Nu spun numele, că n-am voie să anunț numele filmului, dar nu contează ce rol are, că este mafiotul din film, că este sportiv, că este bucătarul din film. Dar ideea este că aceste filme aduc o notorietate brandului unor persoane din sport sau din entertainment și atunci dă foarte bine ca oamenii să apară în astfel de producții. Găsim oameni care vor vrea să intre din nou în acest circuit. Iar premiul cel mare este contractul în film. Asta vă spunem, că asta e motivația globală. Noi o să avem din toate categoriile. La început o să fie primele 3-4 meciuri, o să fie câțiva sportivi care sunt la început de drum, pe care trebuie să promovați ca să îi putem ridica, să le dăm o șansă. Pe urmă sunt cei medii care trebuie să-i urcăm. Și cei care sunt buni trebuie să le aducem niște sportivi din afara țării ca să poată să aibă meciuri valoroase, da. Bineînțeles, sunt pregătit pentru ambele. Deja mi-am făcut apariția în showbiz-ul românesc prin apariția la una dintre emisiunile de top din România. Sunt extraordinar de încântat pentru provocarea domnului Eduard Dirimia. O accept, bineînțeles. Acum chiar sunt în negocieri cu alte emisiuni de la un post de televiziune de top din România. În același timp, în paralel, mă pregătesc pentru gala din august, unde îmi doresc să fac din nou cinste orașului Constanța, bineînțeles clubului meu și acestei promoții. Ce va fi mai greu? Are lupta în ring sau apariția în acest film? Sunt lucruri diferite. Pentru o apariție în ring trebuie să muncești, e vorba de durere, de sacrificiu. În ceea ce privește filmul, probabil vor fi foarte multe lucruri de învățat, dar sunt deschis și dispus să învăț cât mai multe și să fac o figură frumoasă și acolo.